Da, coafura rezistă. Plagiatorii nu rezistă, în schimb, doamnelor și domnilor. Deci Câmpeanu a plecat acasă și astăzi Iohannis n-a mai a dat cu toporul, nu știu, și a zis, bă, nene, hai că pun eu ministru, că oricum voi sunteți niște iar așa, papa, nepricepuți. Iar ea, palace de la PNL, au votat. Ridica mânuțele, cu excepția lui Cățu și a lui Florin Roman, plagiator și el. Așa, și au pus-o pe doamna Ligia Deca. Probabil că vă întrebați cine e Ligia Deca. O să avem și o poză cu domnia sa. Este consilieră din primul mandat al președintelui Klaus Iohannis și cea care a scris programul România Educată. Și prima caracteristică, ce a terminat? Transport, navigație și transport fluvial. Deci naval. Domnul Cristian, naval. N-a predat niciodată. Dom'le, una care așa, dar important e că a scris România Educată. De-aia era așa de prost. Încă o dată, nu ați cine e? Vă rog să avem și eu. Nu, proiectul nu ia. A, proiectul. Doamne, ferici, cum să fac eu o femeie. Dar de ce e prost? Nu l-a înțeles lumea, dar poate că n-a fost explicat bine, poate că el este. Eu cred că domnul Klaus Iohannis n-a înțeles. Hai să revenim acum de venise. Dânsa e. De astăzi a fost anunțată deja și de premierul Ciucă. Vă dați seama? De-aia uitați-vă, Apciucă. Ia ce e la construcții de nave? Nu, la transport naval. Nave? Da. Adică ce? E marinar? Ce? E facultatea aceea de la Constanța, domnule. Și ce face? Ce scoate? Păi inginer, deja, transport maritim, habar n-am, mă luați cu niște întrebări. A, după ce a terminat, a fost pe vreo navă? Adică a profesat vreodată? Bla... Nu, că după aia a trecut la altă specializare, la științe politice, a făcut un doctorat până afară. A făcut o reconversie profesională, cum ar veni. Și ea n-a practicat niciodată o meserie ca asta de științe politice. Nu. Bun. Încă o dată, vă spun cu toată seriozitatea și o să fie de acord toate cadrele didactice de pe lumea asta. E un domeniu în care, ca să fii ministru, după părerea mea, și profesor universitar nu e suficient. Trebuie să fii fost sau teoretic la institutul, să fii scris cărți de didactică sau să fi fost profesor de liceu. Nu știi, domnul Cristache, încă o dată. Puneți-mi pe mine să predau. Da. Nu știu, adică nu pot să-i țin. Deci ea nu știe ce la catalog. Trebuie să știu o întreagă atmosferă. Domnul Sorin Câmpeanu îi lipsea asta, că profesor universitar nu înseamnă atât. Este ăla care predai la clasa a 5-a, la 12-a, la care... didactic, ăsta n-au înțeles. Nu, și presupune că vine pe un, la un minister pe care, teoretic... Deci l-a pus la transport. Se va ocupa cu reforma educației. Da. Și cu implementarea programului România Educată. La asta e prima. A doua problemă este că... Hai să recapitulăm. Domnul Sorin Câmpeanu a plecat în urma unor proteste nu în legătură cu plagiatul. Plagiatul a fost, cum ar veni, ultima armă. Că a fost... El... Pot să fac o scurtă prezentare ca mea? Vă rog. Care am dat un editorial, dar oricum nu l-a citit nimeni. Domnul Klaus Iohannis, la un moment dat, a hotărât să facă, hai să o luăm epic, ca la Iliada. Da. Da. Deci cântă zeițe mânia. Cântă zeițe ambiția cel cuprinse, nu pe Ahile, ci pe domnul Klaus Iohannis. Și anume să rămână în istorie printr-un proiect de țară. România Educată. A lucrat la acest proiect 5 ani. 5 spre 8. Nu, 5. Hai, da. Anul trecut, uite, într-o ședință solemnă, ascultă că să nu mă întrerupeți, mă enervez. Păi nu am zis nimic. Într-o ședință solemnă de guvern, el a prezentat acest proiect. Eu l-am comparat în pastila mea video cu manifestul Partidului Comunist. Deci a făcut o chestie teoretică. Da. Bun. Că avea foarte multe poze, mai țineți minte, eram doi la TVR, nu dumneavoastră erați, eu eram invitat. Nu țineți minte că am prezentat? Cum să nu? Era o broșură și la sfârșit erau poze, că era foarte interesant că te uitea la poze. Bun. Da. Guvernul, ca acest proiect România Educată să devină realitate, ca și în cazul manifestului Partidului Comunist, trebuie să-l aplice în practică. Aplicarea în practică consta în două legi care aveau ca fundament România Educată. Deci avem aici fundamentul teoretic, Marx, Aristotel și ala, și vine legea pe care și-a asumat-o domnul Sorin Câmpeanu,
premier, nu, ministru din decembrie 2020, că aici useriștii sunt ipocriți. Că au fost și ei cu el păi în guvern. Cum? Păi, el a fost pus de domnul Klaus Iohannis și a asumat-o în numele guvernului. În consecință, așa, și domnul Sorin Câmpeanu, împreună cu doamna, cu domnul sau cine este Leca, că acum aflăm, s-a apucat să lucreze la legi. Zic eu epic, știu, didactic, să arăta ce bun profesor sunt. Da. Nu sunteți elev. Taca, taca, taca. A lucrat un an. În iulie anul acesta, domnul Sorin Câmpeanu a anunțat că a terminat alea, le-a pus în discuție publică potrivit legii și s-a încheiat discuția publică în august. În momentul în care a pus aceste legi, a fost o nebunie împotriva celor două legi, de fapt, pentru că împotriva României Educate. Multe, n-am citit că nu mă pricep, dar oricum, petiții, scandaluri, liceni, proteste, ceva, da. Bun. Principala acuzație fiind adusă că încuraja foarte mult învățământul privat. Uh-huh. De aici, cred că, în detrimentul celui de stat. Mă rog, domnul Klaus Iohannis, până când s-a încheiat, n-a ciripit nimic, n-a zis. Normal era să zică două lucruri. Ori să-l cheme pe Sorin Câmpeanu sau și pe domnișoara, că era... La Sorin Câmpeanu era mai greu, că trebuia să urce în mașină. La domnișoara... Era deja acolo. Era acolo. Băi, v-ați bătut joc de proiectul meu, măresc cu tare, cu tare. Nu, n-a zis nimic. Întrebat în 6 iulie 2022, vedeți că știu bine viața, la o conferință de presă, a zis că proiectul ăsta nu poate fi dacă nu sunt legile. Și a spus că aceste legi pe care le face domnul Sorin Câmpeanu vor intra în promulgare până la 31 decembrie. Da? Bun. Potrivit. Încă o dată întrebare este critica celor două legi a fost dublată de o critică violentă a proiectului România Educată, că e o prostie cu tare. Bun. Potrivit calendarului, pe 5 octombrie, acum, de ziua educației, ele trebuiau prezentate împreună cu observații. Adică și intrate în guvern, guvernul pe 14 octombrie le trimitea la Parlament. Acum a venit doamna Leca. Întrebarea este... Vă pun și dumneavoastră, ca elev, da, ca student, fruntaș. Doamna respectivă, care a lucrat la legile alea, le va arunca? Nu! Dar ce va face? Păi ne-a zis domnul Ciucă. Ce a zis? Dotore. Ce a zis, dotore? Am zis, domnule. Încerc să fiu serios, dacă oamenii ăștia pe bune, domnul Cristoi. Că a prezentat-o pe doamna. A, nu știu, dumneavoastră sunteți plin de surprize asta pentru cultura mea. Sunt, da, ca da, acest deci, moș Crăciun da, în toamnă. Zice, până la finalul lunii octombrie... A citit? Da, domnule, vă cite... Nu, Ciucă? Da. Nu, că acum ați văzut, are un exercițiu de curaj și vine fără foicele. Zice, ce a zis? Săracu. Ce a zis? Până la finele lunii octombrie, pachetul de lege ale educației va fi adoptat în guvern și trimis în Parlament. El a fost subiectul numărul 1 de contestații. Și? Uitați, declarații. Mulțumesc domnului ministru Câmpeanu. Am venit în știința PNL cu propunerea ca Ligia Deca să fie ministru educației. Măi, că de ce? Ipocrit. A venit el, mă. A venit el. Am înțeles, dar care-i motivul? I-a zis Iohannis, băi, asta e nouul tău ministru. Nu știu, vreau să știu motivul lui. Până la finele lunii octombrie e pachetul... Motivul, de ce e bună ea? Păi n-a zis. Păi de ce? Păi nu trebuia să ne zică. Nu, da, foarte drăguț. Deci că au... reporterii insinuanți. Au mai fost și alte propuneri de ministru decât Ligia Deca. Vă dați seama, vine Iohannis și propune, băi, luați-o pe doamna că e de la mine. Și ați că m-ați tulburat. Când propui pe ea, sau dacă propui pe Florin Roman, sau nu spui de ce? Nu. Nu cred că ați greșit. Ia uitați-vă pe site. Domnule, să se uite de... Domnule, e video. Pe site-ul guvernului. Video. El n-a zis, v-am adus-o pe Deca. Și am spus mai înainte, în momentul în care s-au dat publicității acele legi la care a lucrat doamna, și deci blondul de la Cotroceni le știa. Da. Acum am explicația, încă o dată, a fost un val, povestea cu plagiatul a fost ultimul mijloc prin care adversarii acestor două legi au vrut să scape de ele, da? Da. Păi și el vine și spune că, adică nici el, atenție, la indicația blondului de la Cotroceni, măcar nu spune, totuși
așa vom ține cont de, nu știu, de critici. Nu, zice că a pus-o că să știe calendar, știe lege. Adevărul că... Și că prinde din mers dinamica calendarului, dinamica calendarului.